Ia uite. Bani aruncați aici. Ia uite aici lucrare, da. Poftim. Uite aici, le iei toate cu degeta. Fii atent, da. N-ai cum așa ceva. Uite-te bine, da. Tot eu. Așa arată acum școala din localitatea Clopodia. Aceasta a fost renovată în urmă cu doar un an de primăria comunei Jamu Mare. La doar un an distanță, școala arată deplorabil. De pe această unitate de învățământ, tencuia la pică, iar urmele de igrasie brăzdesc toți pereții. Școala din Clopodia, sat aparținător comunei Jamu Mare, arată deplorabil, deși a fost renovată în urmă cu doar un an de zile. Părinții își aduc copiii aici în igrasie și condiții improprii. Mai mulți cetățeni ai localității ne-au chemat să vedem cum arată o investiție de peste 20.000 de euro la doar un an de la finalizare. Mie, catastrofă, domnule. Catastrofă. Pe dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră cum e. Cum vă explicați că la doar un an de când a fost refăcută fațada, arată în felul acesta? Pe lucru de mântuială. Au dat banii aruncați așa iurea, oamenii nu știu, li frică. Păi, a să vedeți dumneavoastră vreodată pe cineva să vină. Păi stai să văd prin spate, haideți prin spate, domnule, să vedeți și spate. A fost frumos prima săptămână. Doar o săptămână a ținut minunea? Păi da, că după aia, nu știu, au apărut pete de igrasie, ori renovat, știu că ori mai făcut și după aia au apărut. Cum catalogați această lucrare? Nu știu. Materialele nu-s bune. E făcut de mântuială, la repezială. E făcut să fie făcut, nu să țină. Școala e cam rea pe din afară și pe dinăuntru. Altceva ce să vă pot spune? N-avem dispensar aici, n-avem... Ce v-ați mai dorit să se facă? Să se facă multe și pentru copii, să se facă un teren de fotbal, să se facă o... Să aibă și un loc de joacă, că numai aici să-i aducem. Altceva. Ați încercat să vorbiți cu domnul primar Petre Gagea? Nu, putem vorbi cu el, nu. Am mers la primăria comunei Jamu Mare în speranța că îl vom găsi pe primarul Petre Gagea pentru a ne spune partea lui de adevăr. Ai accesat? Primarul comunei Jamu Mare, Petre Gagea, nu ne răspunde la telefon și nici nu l-am găsit în primărie. Am încercat să discutăm cu dumnealui, întrucât i s-au adus acuze extrem de grave și am vrut să-i oferim dreptul la replică. Cum nu l-am găsit pe edil, am stat de vorbă cu viceprimarul comunei Jamu Mare, Luciana Babei. Nu cred că, adică nu cred că chiar 30.000 de euro, undeva între 20 și 30.000 de euro, nu aș vrea să greșesc, nu știu cât a fost exact contractul. Da, lucrarea de renovare a fațadei școlii este greșită și aceea, deoarece trebuia, în primul rând, izolație între fundație și pereți și o tencuială nouă. Nu s-a respectat părerea unor profesioniști în domeniu, s-a mers din nou pe o fușăreală care nu avea să țină om. Din nou am anticipat, am spus că nu va ține nici măcar un an de zile. Drept dovadă, nu are un an de zile de când s-a recepționat acea lucrare și, în mod evident, igrasia și umezeala face ca material, acel material superficial să se desprindă de pe fațadă. Primarul comunei Jamu Mare nu ne-a contactat până la difuzarea acestui material, deși știe că l-am căutat la primărie și are două apeluri pierdute de la jurnaliștii Europa Nova. Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Să pună pe altcineva în funcția mea. Deci dacă nu îi dau eu banii. Și pentru că sunt poștași care vor să iei banii. Greva este ilegală. Un nou protest a izbucnit la Timișoara. După mai multe promisiuni care nu s-au concretizat, mai mulți angajați ai Poștei Române, sucursala Timiș, au sistat activitatea și au ieșit în stradă. Angajații se plâng că după chiar 30 de ani de muncă primesc salariul minim pe economie, nu au concediu și nici condiții să-și desfășoare activitatea. Merirea salariului. Deci după atâția ani de muncă primesc salariul minim pe economie. Și condiții de lucru, nimeni nu vine. Concediu n-am avut în 2021, nu am concediu. Am concediu pe 2021, 2022, 2023. Ne dă câte 2-3 zile la sfârșitul lunii, că nu mai terminăm. Și după aia tot noi ducem. Nu vine nimeni să ducă o scrisoare sau un pic sau ceva.
Unul dintre motivele care i-au scos în stradă este faptul că din luna ianuarie nu mai există contract colectiv de muncă, nu este încheiat și oamenii nu au protecție. În primul rând, faptul că nu avem un contract colectiv de muncă. 31 ianuarie a expirat. Avem dreptul. La un moment dat am auzit că noi nu am obligația, avem un cred că este și dreptul nostru conștient de a ieși în stradă. S-a cerut 400 de lei net. Doar atât. Plus loialitate. Suntem angajați peste 25 de ani, 33 de ani, 20 de ani, 15 ani. Dar ne dăm sufletul, ceea ce facem. Ne place, dar dorim să fim respectați de către conducere, de către managementul general, plus managementul care este din al sucursalei Timiș, plus oficiul județean Timiș. Lucian Someșan, președintele SLPR Timiș, a declarat că după ce au fost făcuți toți pașii legali, a fost declanșată greva generală pe timp nelimitat până la rezolvarea cerințelor. Această grevă este cu totul legală, prevăzută în codul muncii. Sunt depuse toate actele prevăzute de lege la ITM și la companie. Deci dânsul mă gândesc că nu este un judecător să-și dea cu părerea. Ilegal este dânsul și ceea ce face. A început să facă presiune împotriva oamenilor, să fie schimbați oamenii din funcție astăzi în timpul unei greve. Unde am ajuns? În ce țară trăim? E posibil așa ceva? S-a murit la revoluție pentru drepturile oamenilor. Să ajungem după 34 de ani să fim încălcați în picioare? Avem dreptul, e prevăzut de Constituție și legile acestei țări să facem grevă. Nu e posibil să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi. Acest director a încălcat absolut tot ce se putea încălca din legi. Tot! Deși angajații Poștei Române protestează, pensiile vor ajunge la beneficiari. Eu sunt convins că niciun pensionar nu o să rămână fără bani. Până la urmă tot o să primească, dar nu în condițiile astea în care conducerea ne amenință inclusiv de la București, inclusiv de aici, ei care stau pe salarii mari, ne amenință pe noi, bă, dacă nu vă duceți. Și la București, angajații Poștei Române au ieșit în stradă. Protestele continuă până când salariul va fi majorat cu 400 de lei și vor primi spor de loialitate. La jumătatea lunii, tramvaiele 6 revin pe traseul consacrat. Modernizarea completă a intersecției cu 1 decembrie 1918 este aproape gata. Odată finalizată, cei care au fost nevoiți să schimbe ruta pentru a ajunge la muncă, la școală, precum și alți călători, vor merge din nou cu tramvaiele 6A și 6B. Cu termen de finalizare în septembrie, Stan Vidrighin este cel de-al treilea mare bulevard cu linii de tramvai modernizate, carosabil cu două benzi pe sens, trotuare, piste de biciclete și spații verzi, dar și cu rețele de utilități noi. Înțeleg frustrarea locuitorilor cu privire la starea actuală a unor linii de tramvai care pot fi inconfortabile și pot provoca întârzieri în transportul public. Nu s-a investit nimic an și an de zile în reabilitarea liniilor. Pe linia 7, de exemplu, sunt tronsoane la care nu s-a mai intervenit de dinainte de Revoluția din 89, dar Timișoara a recuperat în privința infrastructurii pentru transportul public. Cetății bogdăneștilor Vidrighin sunt doar începutul. O administrație despre timișoreni și nevoile lor, nu despre conducătorii lor, transmite viceprimarul Ruben Lațcău. Alinica va candida pentru încă un mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea partidului Forța Dreptei, fapt previzibil, după ultimele întâmplări din scena politică timișeană. Dat la o parte de PNL, Alinica a spus că nu a avut de ales decât să facă pasul către cea pe care o consideră cea mai autentică formațiune liberală din România. Președintele CJT nu s-a dezmințit și a vorbit despre situația Partidului Național Liberal la nivelul județului Timiș. Filiala PNL din județul nostru a fost vândută, de fapt nici măcar vândută, ci făcută cadou, dată gratis PSD-ului. Munca a zeci de primari, a sute de aleși locali, responsabili de zonă și membrii simpli din PNL, membrii loiali partidului, au fost aruncate la gunoi pentru a satisface interesele personale ale câtorva șefi de la București. Așa cum ați auzit, mi s-au oferit diverse funcții, poziții pe persoană fizică, dar am spus nu răspicat, deoarece nicio clipă soarta PNL nu a fost băgată în seamă sau protejată prin astfel de aranjament. Nu aș mai fi putut să mă uit în ochii colegilor mei care au ieșit în stradă, în Piața Unirii, acum o săptămână, dacă eu aș fi acceptat
să-mi satisfac un presupus interes personal. După ce peste 3 ani de zile Alinica și Dominic Fritz s-au atacat, acum vor trebui să meargă în tandem, după cum Alinica s-a exprimat. Cred că putem forma un tandem redutabil care să răspundă cu sinceritate așteptărilor electoratului de dreapta în Timișoara. Vom promova valori liberale, curate și nu opțiuni vopsite. La rândul său, Ludovic Orban și-a exprimat suportul pentru Alinica la Consiliul Județean Timiș și pentru Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Am convingerea că Alinica este un candidat redutabil pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Am convingerea că Dominic Fritz este un primar care a demonstrat în cei 4 ani în care a acționat ca și primar, un primar care are viziune și care poate să ofere Timișoarei dezvoltarea pe care o merită fiecare timișorean. De asemenea, sunt convins că oricâte minciuni vor lansa în spațiu public comasați, că oricâte mâini vor încerca să sucească pe la spate, că oricât de multe resurse vor arunca în joc pentru a îi păcăli pe timișoreni și pe timișeni, nu vor reuși. Alinica a mai spus că în următoarea perioadă primari și lideri de organizații locale de la PNL se vor alătura Forței Dreptei, însă nu a dat nume pentru a nu fi expuși atacurilor. Suntem la cimitirul din localitatea German, sat aparținător comunei Jamu Mare. Acest gard al cimitirului a fost făcut în urmă cu doar un an, iar investiția totală depășește 17.000 de euro. Haideți să vedem ce se întâmplă cu gardul la mai puțin de un an de la construcția sa. Bucățile de ciment efectiv se pot smulge foarte ușor cu mâna din această construcție. Gardul cimitirului din localitatea German pare de jucărie. Bucățile de beton din fundația gardului se desprind ca niște piese de Lego la doar un an de la construcția sa. Investiția nu a fost deloc una mică. Vorbim despre 17.000 de euro îngropați în locul de veci, într-o lucrare care se descompune văzând cu ochii. La vremea la care s-a adus în discuție această investiție, mai mulți consilieri locali din primăria comunei Jamu Mare s-au opus vehement ca lucrarea să fie realizată de firma propusă de primarul Petre Gagea. Consilierii spun că nu au fost ascultați. Ce să spun? Nu știu dacă este ok, dar nu știu nici de ce e așa, nici... nu știu. Cum comentați aceste imagini? Fără comentarii. Am fost la primăria comunei Jamu Mare și am încercat să stăm de vorbă cu edilul Petre Gagea. Acesta nu a fost de găsit nici în primărie, nici la telefon. L-am găsit în schimb pe viceprimarul comunei Jamu Mare, Lucian Ababei. Da, investiția este în jur de 17.000 de euro. Am observat și eu și am discutat în cadrul Consiliului Local în legătură cu această lucrare. Chiar îmi amintesc că în urmă cu un an de zile, colegii de la dumneavoastră au fost în ședința publică și a fost o lucrare care a creat anumite discuții în cadrul acelei ședințe. O lucrare cu care eu nu am fost de acord și unii dintre consilieri nu au fost de acord în legătură cu firma care urma să execute acea lucrare. Ulterior, se pare că firma totuși a preluat această lucrare. Eu i-am verificat, deși nu mai aveam atribuții în vară. Eu sunt viceprimar de 2 ani de zile, dar atribuții de gospodărire a comunei nu am din 9 martie anul trecut. Eu în vară am verificat și am făcut o recepție parțială, adică era în faza în care terenul era curățat, fundația săpată, erau demarate lucrările. Ulterior s-a continuat cu lucrările, am făcut chiar și unele sesizări pe pagine de socializare. Na, din păcate... Cum mi se pare? Iată, putem lua cu mâna cimentul foarte ușor. O lucrare nereușită, așa cum am anticipat de la început.
firma respectivă a avut mai multe lucrări eșuate. Și eu cunoșteam situația, tocmai de aceea m-am și opus. Primarul comunei Jamu Mare, Petre Gagea, nu a putut fi găsit nici până la momentul redactării acestui material. Fapte incalificabile de vandalism în două cimitire din județul Timiș. Aproape 100 de cruci au fost distruse în cimitirul ortodox și în cimitirul penticostal din Remetea Luncă, sat aparținător comunei Mănăștiuri. Un bărbat din localitate a descoperit dezastrul și a anunțat imediat oamenii legii. Aceștia au demarat cercetările pentru a-i găsi pe făptași. Azi, în jurul orei 12:30, polițiștii secției 10 rurale Făget au fost sesizați cu privire la faptul că în Remetea Luncă, din comuna Mănăștiuri, în cimitirul ortodox ar fi fost distruse 91 de monumente funerare, iar în cimitirul penticostal ar fi fost distruse 6 monumente funerare. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, continuând cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință, au transmis reprezentanții IPJ Timiș. Astăzi discutăm despre proiectul de extindere al grădiniței din Ghiroda. Grădinița cea nouă. Cea nouă de 4 ani inaugurată, care se dovedește a fi neîncăpătoare pentru copiii din Ghiroda și Gerămătavii. Iar pentru acest lucru, pentru a putea primi mai mulți copii la grădinița din Ghiroda până în toamna anului 2024, am demarat licitația pentru proiectarea și extinderea grădinței noi, care va trebui să fie finalizată până în septembrie 2024, în așa fel încât să avem cele două noi săli de clasă, care vor primi două grupe în plus la grădinița din Ghiroda. Pe de altă parte, zona de învățământ va beneficia în perioada următoare de multe investiții substanțiale. În primul rând, grădinița nouă în Gerămătavii, un alt proiect la care lucrăm, și în care voi intra în detalii în perioada următoare, într-un alt video ca și acesta, dar astăzi ne raportăm la Ghiroda și grădinița existentă pe care ne dorim să o extindem. În câteva luni va trebui să fie finalizată procedura de licitație și începute lucrurile în teren. Constructorul va trebui să fie mobilizat, oricare ar fi el, să fie mobilizat și până în septembrie să ne predea la cheie cele două noi grupe de la Ghiroda. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare, vă mulțumesc pentru că aveți încredere în instituția de învățământ din Ghiroda și Gerămătavii și că vă aduceți copiii la grădinițele care țin cumva de comunitatea din Ghiroda și Gerămătavii. Zeci de elevi, dar și profesori de la Colegiul Național Cede Loga din Timișoara au ajuns la spital cu simptome specifice intoxicației. 16 dintre aceștia au rămas internați, iar cursurile au fost suspendate. 21 de persoane au solicitat ambulanța în cursul nopții. 14 elevi au rămas internați la Spitalul de Copii lui Țurcanu, iar 2 au ajuns la urgențe. Alți 2 elevi au rămas internați la Spitalul Municipal. 12 profesori au acuzat cei simptome, dar nu au solicitat îngrijiri medicale. În cursul dimineții, alți 19 elevi au ajuns la urgențe. Putem confirma că în cursul dimineții, pe lângă cei 14 copii care au fost internați azi noapte, mai au venit spre serviciul de urgență de la Spitalul Clinic de Copii lui Țurcanu încă un număr de 18 copii. Din cei 18, în urma efectuării primelor teste, 8 dintre ei au fost externați încă din urgență din UPU, 10 urmând să se stabilească la nivelul instituției spitalicești dacă este nevoie sau nu să rămână în spital sau pot fi tratați în ambulatoriu. Doar unul dintre copii înțeleg că a avut analizele ușor modificate și pentru care s-a recomandat imediat ca acesta să fie spitalizat. La celelalte unități spitalicești de pe raza municipiului Timișoara nu mai avem copii care să fie internați. S-au prezentat azi noapte încă 2 elevi majori la Spitalul Clinic Municipal și în cursul acestei dimineți, doamna director de la Colegiul Național Cede Loga, care este în acest moment internată, însă posibil să fie și dumneai ei externată în cursul zilei, în funcție de evoluția stării de sănătate.
ISU Timiș a intervenit cu un echipaj CBRN, o ASRV și 6 subofițeri pentru identificarea unei posibile surse, însă nu a identificat valori peste limitele normale. Simptomele raportate sunt de vărsături, greață și diaree. Încă nu s-a identificat sursa intoxicației. Inclusiv directoarea Violeta Bontilă a acuzat stări de rău. Starea copiilor este bună pentru toți copiii prezentați de astăzi dimineață. Ei până în acest minut sunt 19 veniți, după cei 14 internați până astăzi dimineață la ora 8. Ce simptome prezentau? La unul dintre ei ați găsit și un virus? Aceleași simptome au avut toți, dureri abdominale, vărsături și unii dintre ei diaree. Unul dintre cazuri a fost testat pentru un subtip de virus, norovirus. Ceea ce trebuie să înțeleagă lumea este că noi nu testăm, nefiind nici măcar spital de boli infecțioase, nu testăm ce tip de virus dă diaree, pentru că tratamentul este același în fiecare caz. Acest context epidemiologic special ne face să solicităm, și am și făcut acest lucru, ajutor pentru a testa acest tip de virus mai particular. DSP Timiș a prelevat probe de apă care urmează să fie analizate. Direcția de Sănătate Publică Timiș a deplasat în teren la unitatea de învățământ în cauză mai multe echipe pe diverse specialități. Au fost prelevate 5 probe de apă, atât de la rețea cât și de la dozatoarele de apă aflate în incinta unității, care au fost ulterior sigilate și scoase de la consum. Suplimentar au mai fost prelevate 12 probe de sanitație, din care 10 probe de suprafață. Laboratorul de toxicologie a prelevat probe în vederea determinării unor parametri toxicologici. Ancheta epidemiologică se află în desfășurare, sursa de îmbolnăvire nefiind deocamdată clar identificată, a transmis DSP Timiș. Am venit acasă la doamna Antoaneta, o timișoreancă în vârstă de 84 de ani, care spune că este inundată sistematic de către vecinii de la etajul 1. Aceasta spune că a investit foarte mulți bani în urma acestor reparații în apartamentul său. Se întâmplă că de la vecinii mei curge apă în continuu, zi și noapte, pe țevile alea curge, nu se știe de unde, de la etajul 2 nu este, a fost instalatorul, s-a uitat, nu este de la etajul 2, este de la etajul 1 și nu vor să repare. De cât timp aveți această problemă? Păi eu am cam de anul trecut. S-a reparat cât s-a reparat, tot așa cu insistență, cu poliția, a trebuit să vină, nu a vrut să le dea drumul să intre în casă la poliție, că la ei în casă nu intră nimeni, intră numai instalatorul lor și s-a reparat atunci cât și acum de două zile tot așa este. Curge din ce în ce mai tare. De ce credeți că se tot întâmplă această problemă, aceste inundații la dumneavoastră? Păi de neglijență, din ce să se întâmple, nu? De neglijență, pentru că nu vor să repare. Nu, cu apa nu te joci. Antoaneta, o timișoreancă în vârstă de 84 de ani, a ajuns în culmile disperării. Vecinii de la etajul 1 din blocul în care locuiește o inundă tot la câteva luni. Nici bine nu se usucă reparațiile pe care le face din buzunarul ei, până când o nouă inundație îi devastează apartamentul, spune femeia. Mi-a scurs lampa de aici și mi-a mutat-o astăzi. Am chemat un electrician, că au zis instalatorii să nu aprindă apa, că face scurt circuit și ia foc apartamentul și rămân fără curent în casă. Și am chemat instalatorul ăsta, electricianul, l-am plătit, pe banii mei ce să fac? Și s-a uitat acolo, deschis ușița și zic, mai curge apă? Și curge. Vă este teamă, doamnă, de acest scurt circuit? Vă este teamă de probleme mai grave? Păi sigur că mi-este teamă, nu? Că și sunt în vârstă și singură și nu, dar așa se trăiește între oameni, nu? Nici oamenii legii nu au putut rezolva această problemă, spune Antoaneta. Am încercat să vorbim cu vecinii care o inundă sistematic pe doamna Antoaneta, însă aceștia nu ne răspund. Este oficial, Alinica este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Decizia a fost luată după 3 zile de negocieri intense între reprezentanții USR-PMP și Forța Dreptei. În ciuda conflictelor care au existat în acest mandat între Alinica, președintele CJT, și Dominic Fritz, primarul Timișoarei, acesta din urmă a declarat că nu au fost de netrecut. Bineînțeles că au existat și diferențe, vreau însă să subliniez că aceste diferențe nu au fost personale între Alinica și mine, au fost diferențe politice și da, au fost și diferențe dat de faptul că pentru
PNL, așa cum a exprimat-o candidatul PSD PNL la primărie, răul suprem este USR. L-am citat pe domnul Nicolae Robu, care a scris acest lucru în ultimele zile. Răul suprem în politica românească ar fi USR-ul. Alinica este un om care nu crede că răul suprem este USR. Alinica crede că răul suprem este PSD. Și cu acest crez vom merge înainte. Pentru că, într-adevăr, am mai spus-o și o repet, ce vedem în această campanie este un lucru extraordinar de periculos pentru democrația în România. Dominic Fiță a adăugat că Alianța Dreapta Unită este o alternativă la Alianța PSD-PNL pentru ca socialdemocrații să nu monopolizeze puterea. La fel de real este și reală, este și determinarea noastră de a oferi o alternativă de dreaptă și singura alternativă de dreaptă, singura alternativă liberală, singura alternativă pro-europeană la PSD-PNL este Alianța Dreapta Unită, pe care o vedeți în spatele meu și lângă mine. Alinica, președintele CJT, a vorbit despre planuri concrete pentru Timiș și pentru Timișoara. Avem nevoie să construim o zonă metropolitană funcțională din punct de vedere al mobilității, al urbanismului, al stimulării investițiilor și al unei coerențe de decizii, astfel încât să nu pierdem oportunități de dezvoltare locală, servicii integrate în această zonă metropolitană, astfel încât să nu existe suprapuneri sau să existe cât mai puține suprapuneri și bani cheltuiți în paralel de către diversele autorități publice locale. Avem nevoie și lucrăm la acest lucru pentru a ajunge la potențial și a fructifica potențialul maxim pe care economia locală îl are în zona noastră și de a crește valoarea adăugată pe care această economie locală o poate aduce Timișoarei și Timișului. Avem datoria și intenția să continuăm proiectul Timișoara Capitală Culturală și să facem din Timișoara, să consolidăm acest lucru în anii care vin, un pol cultural național. Alinica va deschide și lista pentru Consiliul Județean a Alianței. USR și-a desemnat deja candidații. Câteva nume sunt Vlad Șendroiu, Viviana Țecu, Zoltan Nemet, Călin Batiu, Petre Mihăieș și Laurențiu Marian. Forța Dreptei urmează să stabilească candidații, iar din partea PMP vor fi Ligia Dugulescu și Florian Ferraru. Ca pondere pe listă, din 15 locuri eligibile, USR are 8, Forța Dreptei are 6, iar PMP 1. Licitația pentru proiectarea noii parcări multinivel din cartierul Cetate, din spatele magazinului Bega, a fost finalizată cu succes. Timișorenii vor beneficia de aproximativ 250 de locuri de parcare în urma acestui proiect. Povestea terenului unde construim parcarea multinivel este una de care s-au revoltat mulți timișoreni. În 2016 a fost preluat și utilizat ca parcare privată, chiar dacă era terenul orașului. Am reușit să recuperăm terenul anul trecut și avem acum pe rol un dosar pentru a recupera și prejudiciul creat în perioada în care venitul din parcare a mers spre buzunare private și nu a ajuns la bugetul local. Acesta e unul din multiplele demersuri pe care le facem pentru ca Timișoara să rămână pe drumul spre mai bine, anunță primarul Dominic Fritz. Proiectul de parcare multinivel suplimentează numărul locurilor de parcare din centru, păstrând caracterul istoric al zonei. Investiția vizează reabilitarea și modernizarea spațiului public adiacent, crearea de noi spații verzi și pietonale. Pentru ca locuitorii și vizitatorii orașului să se bucure de un mediu urban mai primitor, parcarea va include de asemenea un parter înalt prevăzut pentru spații comerciale sau alte destinații viitoare. De asemenea, sunt prevăzute și adăposturi pentru biciclete. Din valoarea estimată de 800.000 de lei, TVA inclus, contractul de servicii a fost atribuit pentru 640.000 de lei, TVA inclus.